Președintele Consiliului Județean Gorj, membru în adunarea generală a acționarilor, a confirmat că Edi Iordănescu va veni mâine la Târgu Jiu pentru a semna contractul cu gruparea gorjeană. Spuneți-mi, vă rog, dacă a fost rezolvată problema la Panduri în privința antrenorului. În privința antrenorului este rezolvată. Colaborarea și încheierea în cursul zilei de joi a contractului cu Edi Iordănescu. Iar în privința președintelui, ați mai purtat discuții? Deocamdată n-am purtat nicio discuție. Joi să discutăm cu antrenorul, să găsim o formulă compatibilă cu antrenorul, deoarece Aurel Țicanu, cu care discutați, nu are dezlegarea, nu-i dă voie. E prea bun la federație și președintele federației cu directorul de acolo nu le lasă să plece. În ceea ce privește numele viitorului președinte al Pandurilor, acesta este ținut secret. Cert este că se poartă discuții cu o fostă glorie a Universității Craiova, Gheorghiță Giolgău. În presa sportivă se veșiculau mai multe nume de persoane care ar urma să vină sau cu care sunteți în discuții, printre care și numele domnului Giolgău. Nu știu, asta vom vedea. Deci, numai în consultare cu antrenorul, care e, bineînțeles, un cuplu care poate colabora. Ultimele echipe pe care Edi Iordănescu le-a antrenat au fost Fortuna Braz și ASA Târgu Mureș. Gheorghiță Giolgău este celebru pentru golul de la Bratislava, prin care România a obținut calificarea la turneul final din 1984, câștigând grupa preliminară din care făceau parte campioana mondială Italia, Cehoslovacia, Suedia și Cipru. Ion Giolgău a evoluat la Universitatea Craiova în perioada 1976-1990, a marcat de 34 de ori în cele 304 meciuri în prima ligă. Se adaugă cele 8 reușite în 38 de partide europene. Pentru Naționala României, în 24 de meciuri, a marcat de 3 ori.